În această zi, alături de mine se află doamna dr. Laura Pop, muzeograf, cercetător la Muzeul Județean din Târgu Mureș, și vom vorbi despre celebrul mărțișor, despre legenda mărțișorului, vom vorbi despre tradiție și despre ce a ajuns mărțișorul. Da, mărțișorul este o tradiție destul de veche și este foarte important că s-a păstrat, chiar dacă a fost modificat în timp și a primit alte semnificații și alte forme de manifestare. Ceea ce este important este faptul că în 2017 a intrat pe lista Patrimoniului Imaterial UNESCO, nu sub denumirea de mărțișor, sub denumirea de practici culturale legate de ziua de 1 martie, și nu numai pentru România, ci și Bulgaria, Macedonia și Moldova, pentru că și în Bulgaria și în Macedonia și Moldova, desigur, se practică acest obicei de 1 martie, obiceiul mărțișorului. În ce constă obiceiul, știe toată lumea, este vorba de purtarea unui obiect, care este un șnur împletit din ață, care poate să fie, astăzi este de mătase, dar în trecut era din bumbac, din lână, din diverse materiale, chiar din cânepă am găsit o consemnare care pomenea că era făcut din cânepă, ciucurii mărțișorului, două fire deci împletite, alb și roșu, cu ciucuri la capăt, și uneori se agăța un bănuț sau o cruciuliță, se mai obișnuia să agațe. Asta este tradiția. Din câte am văzut eu, este o tradiție de peste 8.000 de ani. Era preluată de la romani, din câte... Da, este destul de veche. Unii zic că s-a găsit într-o peșteră niște pietricele roșii și albe și o leagă cumva de tradiția mărțișorului. Dar este într-adevăr o practică preluată mai probabil de la romani, pentru că este începutul de primăvară, începutul anului, care era plasat în primăvară și la noi până târziu a fost începutul anului primăvara, și pe aceea s-a mutat la 1 ianuarie. Este o practică de cumva de primăvară, de început de primăvară și de cumva de apărare împotriva pericolelor care apar. Acum știm foarte bine, era pentru sănătate și pentru noroc purtat mărțișor, este ca un fel de amuletă. Îl făceau mamele pentru copii, în general copiii purtau mărțișoare, le purtau la gât sau la mână. Și fetele, de asemenea, purtau mărțișoare uneori dăruite de către feciori sau de către mame. Le purtau ca să aibă noroc și ca să fie ferite de razele soarelui, care acum începe să ardă din ce în ce mai tare și devine periculos, pentru că idealul de frumusețe era să aibă fața albă. Și chiar se obișnuia în unele părți ale țării, în sudul țării, de exemplu, să se poarte mărțișorul până veneau berzele, și atunci era aruncat și zicea un fel de formulă magică. De scântec sau... Da, nu neapărat de scântec, era o formulă magică. Îți dau negrețele, dăm albețele, ceva de genul ăsta, adică să aibă tenul alb și să nu le ardă soarele. George Corbu chiar scria că de ce se purta bănuțul de argint, că era un bănuț de argint purtat, pentru că semnifica soarele, deci este, leagă cumva de cultul solar. Deci consideră că mărțișorul are și semnificații legate de cultul solar. Vedeam tot așa în legende că are legătură și cu un zmeu care a răpit soarele, sau cu un și cu un fecior care a sângerat, de acolo vine roșu. Roșu, aș vrea să ne spuneți că n-a fost întotdeauna roșu, albul a fost, dar la început era șnurul alb cu negru. Da, a fost și alb cu negru, și aceea și alb cu roșu. Da, alb și negru, cele două culori, de fapt, non-culori, cumva, opuse, care semnifică ziua și noaptea,
Și de aceea se spune că și mărțișorul semnifică anul, deci zilele și nopțile din cursul anului. Roșu are și el o simbolistică deosebit de importantă în cultura tradițională, pentru că roșu este într-adevăr simbolul sângelui, dar este și simbolul vieții și în același timp culoarea roșie apără foarte bine de ochi. Și era binevenită mai ales la copii ca să nu fie de ochiați și să nu se bolnăvească. În general, mărturile spun că se purta de copii ca să-i apere de friguri sau de vărsat, deci boli destul de periculoase în vremurile trecute. Astăzi, nu știu, probabil că ar trebui să încercăm să ne protejăm de coronavirus, dar nu știu dacă are efect. Nu știu dacă, da, până se dezvoltă un vaccin. Tot legat de mărțișor, a devenit o podoabă mai nou. Nu exact. Se mai pune un bănuț, nu este doar un fir. Acum este o podoabă, o broșă mică. Da, semnificația s-a schimbat, deci nu mai este purtat ca un talisman, cu amuletă de apărare și de menirea norocului, ci este purtat doar ca o, într-adevăr, ca o broșă. S-a schimbat puțin practica de purtare, nu se mai poartă la gât sau la mână și se poartă doar în piept și este un fel, un cadou, uneori un cadou foarte scump care este oferit de către băieți fetelor, de către bărbați soțiilor și multă lume nu știe că este oferit doar ca un semn de și ca un semn de respect față de persoana care îi oferă. Deci copiile oferă mărțișoare profesoarelor și așa mai departe. E legat cumva de iubire, probabil, mai mult. Fiind aproape și de dragobete. Da, a ajuns în, deci, dragobetele, Valentine-ul, mărțișorul, martie, sunt legate, pentru noi au mai semnificații mai importante decât erau în trecut, deci să ne gândim că în trecut nu era sărbătoarea de 1 martie, nu exista până a doua jumătate a secolului 20. Nu prea existau sărbători ale femeii, de fapt, în calendarul popular. Erau câteva sărbători mai puțin cunoscute când femeile aveau voie să petreacă singure, dar, în general, erau sărbătorile comunității, cum ar veni. Multă lume nu știe că în unele zone mărțișorul se dădea de către fete feciorilor. Și, în zona Moldovei, din câte știu. Da, în Moldova, da, și aceștia îl purtau la pălărie sau la căciulă. Depinde fiecare.